Da, 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 nu-i problemă. Vali, pui prea multă apă, frate. Păi eu am adus pentru întâlnirea asta ceva special și tu ai venit să pui apă aici, mai e posibil așa ceva? Vreau să zic că astea sunt piese rare, întâmplarea face, spumantul ăsta e mai rar pentru că e într-o serie limitată și am doar foarte puține, adică foarte puține, foarte puține în sensul ăsta, le scot doar la ocazii. Atât. Wow! Wow! Bă, aia a fost sete, nenică. Nu, n-am apucat să răcesc cum se cuvine de asta. Dar lasă că e bine. În primul rând, să vă zic, bine ați venit din sufragerie în sufragerie, că știu că voi sunteți acum chitiți pe sufragerie, cum ar veni, nu? Da. Tocmai ce am terminat o sufragerie și da. Ne-am neacivat toți în sufrageriile noastre de acasă după ce am avut dita mai sufragerie la Sala Palatului. Bă, asta mi se pare foarte tare, adică eu cred că doar Nenicu Ceaușescu să mai gândea să poată să-și facă sufrageria la Sala Palatului. Da, pentru că în mintea mea sufrageria e totuși ceva ce am eu aici. Cam așa e sufrageria, nu? Poate fi și mai mare, eu pot să confirm una. Că se poate. La da, Sala Palatului am avut două etaje. Cel puțin. Bine, am văzut sufragerii în două etaje. Da. De-a lungul vieții, cum ar veni. Da, dar nu la mine. A fost foarte frumos și a fost foarte emoționant pentru că este un proiect care m-a acompaniat de-a lungul parcursului meu muzical. Noi am început sufrageria, de fapt tu cred că știi. Da, da, mi-aduc aminte. În perioada mai puțin plăcută a vieții artiștilor, era plăcută? Da, să știi că pentru mine a fost foarte plăcută pentru că atunci descopeream totul. Și cred că mă gândesc câteodată că atunci profitam și cred că eram mult mai fericită de anumite lucruri decât sunt acum. Pentru că acum când vine o noutate în viața mea sunt, da, normal că a venit, că am muncit pentru asta, este rodul muncii al meu și al echipei mele. Dar înainte când veneau lucrurile, erau, wow, s-a întâmplat asta, nu vine să cred. Când am făcut prima sufragerie acasă la mine. Da, adică ea chiar a fost făcută în sufragerie. Și a venit Andreesca acasă la mine în sufragerie, nu venea să cred. Cum adică? Păi da, eu sunt nimeni cu acte și... Nu, păi eram, adică... Când se întâmplă asta? În 2017, cred. 2017. Da. Sufrageria a pornit de la ideea de a prezenta albumul înainte să fie lansat prietenilor din industrie pentru a avea un feedback, pentru a înțelege dacă e bună muzica mea, nu e bună și pentru a-i servi cu plăcente de la mama. A intrat pe teren minat aici. Și s-a tot perpetuat până când a ajuns la Sala Palatului. Bă, voi... Toți cei care veniți din Republica Moldova, tu ești din București, da? Da. Deci noi avem același defect amândoi, că și eu sunt născut tot în București. Dar eu am mai preușit așa, mai evadat din când în când. Primii mei 7 ani din viață s-au consumat la malul mării, la Mangalia. Așa a fost. Am avut șansa asta și am profitat de ea. Dar ție nu ți se pare că cei care vin de Republica Moldova au un atum plus față de alții? Și o să explic imediat și de ce. Ia orice piesă a Irinei acum la întâmplare și... presupunând prin absurd că aș avea o voce la fel de frumoasă ca a ei, ea o cântă și o cânt și eu, doar că eu n-am graiul și căldura graiului lor. Și brusc, păi ei au, nu știu cum, au o tură în fața noastră. Da, este și asta, eu mai mult consider că majoritatea artiștilor care vin din Republica Moldova au mai mult chestia asta de versuri și de a reuși să transmită foarte ușor un anumit mesaj prin niște versuri și fac niște legături între cuvinte foarte stranii pentru noi, deși pentru ei sunt normale, pentru că așa sunt obișnuiți ei să vorbească. Mie se pare că sunt mai calde cuvintele. Sunt, da, calde, sunt niște adică legături, metafore foarte frumoase. Vorbim de același sens, dar la ei totul pare metaforic, la noi pare exact, așa frust, exact. Parcă n-are, totul n-are are căldură. Așa o... Tu când îi zici vino să te iau în brațe și când zice vino să te cuprind, Bă, brusc e o diferență. Da, exact, exact. Pe mine la asta mă câștigă piesele făcute de artiști din Republica Moldova. Mesajul și cum reușesc să transmită mesajul prin versuri și Irina mi se pare că e cel mai bun exemplu. E un exemplu excepțional, Irina. Scuze-ne că te luăm cu tine de față. Da, aici aș avea niște rezerve. Eu aș începe cu Carla Dreams, pentru că mi se pare că el este pionierul. Da. Și vorba cum v-am cuprins este a lui. Da. El a adus-o. Da. Și păi bine, eu... dar ea de la voi, ea, voi, da, voi o folosim. Da, este, dar el a adus-o aici și cumva noi am călcat pe urme... Foarte repede, ce drept, am călcat pe urmele lui și eu pot să confirm că Carlos, cel puțin pentru mine, eu vorbesc de numele meu, da. A fost o... nu muză, un fel de...
El ne-a dat nouă curajul celorlalți care au venit. A fost exemplul ăla care v-a dat, bă, uite, se poate. Hai să mergem și noi pe drumul ăsta, că pare că e de succes. Da, mă, aveți multe. Mai dau așa, îmi vine la întâmplare. Noi spunem pernă, da? Când punem capul, spunem pe pernă. În Republică, să mă corectez dacă greșesc, se spune căpătâi. Da. Băi, cât de, bine, cât e de frumos. Eu n-am zis niciodată căpătâi. Bine, nu, am zis, dar nu în context cu bunica, când vorbeam cu bunica, da, de exemplu. Sau cum. Da, pune capul pe căpătâi, da. Și tu ai, mă, ai ceva, nu m-am prins eu încă exact ce ai, dar tu ai o forță de asta, că eu mi-aduc aminte când ne-am întâlnit noi doi prima oară aici, eram pe peretele celălalt și cred că comentam niște reclame. Da. Da? La nici, deci nici măcar nu era ceva legat de muzică. Care cred că cu bemol? E, da, erau niște reclame din Republica Moldova, da. Da, tu trecut în iadrui, tu mașinică. Exact. Să ne alimentăm. Exact, da. Ca de obicei la bemol. Comentam niște reclame, dar nu știu cum. Că Irina, de când a intrat în încăpere, până a dovedit pe toți. Deci tu ai ceva al tău pus deoparte, care e dincolo de muzică. Pentru că atunci nu cântai, nu vorbeam despre muzică, nu. Ai tu așa, ai o energie în jurul tău, e ceva legat de, nu-mi dau seama, sinceritatea ta, ai tu o căldură, o... Eu spun cum văd eu din afară, dar mi se pare că e un artist extrem de sincer și care e dispus să deschidă sufletul pentru cei care, sigur, au eleganța să intre în suflet frumos, nu sigur cu cizmele. Mulțumesc înainte. Frumos! E unul dintre cele mai frumoase complimente pe care le-am primit vreodată. Ești foarte drăguț, să zic, intenția n-a fost să fac un compliment, am zis așa, o observație scurtă și am impresia că și băieții simt chestia asta, adică da, tu poți să confirmi. Ești pentru pe scenă, vezi. Asta e motivul pentru care suntem în proiect de atâta timp și o să rămânem până la final, ca asta ai zis și tu la început. Pentru această drăgălășenie a ei și această sinceritate a ei. Vă prinde și pe voi, că n-are cum să nu vă prindă. Și am face orice show-uri, orice live-uri vrei tu, doar că... Na. Mulțumesc, da. Mulțumesc. Hai, gata, să ne revenim acum, vorba aia. Da. Mulțumesc frumos. A fost tare la Sala Palatului, zici? Da, cel puțin pentru noi. Și feedback-ul a fost foarte frumos și oamenii care au fost acolo au spus că au trecut prin toate emoțiile. Și dacă spectatorul care a plătit bilet a ieșit de acolo mulțumit, pentru mine restul nu contează. Tu cum reușești să implementezi conceptul ăsta de sufragerie în Sala Palatului, care... Nu prea arată sufragerie. Păi, în primul rând, prin decor. Aha. Contează foarte mult decor, dar cred că cea mai importantă este povestea. Și povestea a trecut prin trei etape, cele trei albume principale ale mele. A fost și al patrulea Pastila, dar Pastila a fost mai mult așa, un fel de pandemie, hai să fac un album, că mă tot plictisesc acasă. Învăț franceza și fac muzică. Și Pastila e un pic mai... diferit de ce fac eu de obicei. Și am trecut prin toată povestea, câte un pic, pe la începuturi, albumul despre el, am povestit despre prima mea dragoste care m-a și lansat, după care am trecut prin a doua, despre care am scris Cosmos și acceptarea, The Closure, albumul Acasă, cu care s-a și terminat povestea până în punctul ăsta al vieții mele. Inclusiv asta mi se pare tare, că tu cânti despre lucruri care te macină cu adevărat pe tine. Sigur că ele sunt povești care sunt, li se întâmplă și altora, adică nu ești un caz unic pe planetă. Nu, tot timpul am zis că eu nu iubesc mai tare și sigur probabil da. Mai profund decât oricare dintre voi. Doar că diferența dintre mine și un om care nu spune despre asta este că eu am niște probleme de comunicare și eu trebuie să cânt. Eu trebuie să-mi scot frustrările prin versuri și prin muzică, altfel o să explodez. Oamenii le spun de obicei. Oamenii au curajul să le spună. Bă, ești prost, ești un nesimțit. Asta îi spună persoanei de lângă el, da? Din viața lui, un exemplu, da. Mi-ai stricat viața sau nu știu. Eu n-am avut niciodată curajul să fac chestia asta, să-mi rezolv problemele verbal și atunci a trebuit să scriu versuri și să cânt. Bă, dar mi se pare tare asta. Deci tu dacă e să se nască vreo ceartă acasă, nu, tu nu spui exact care e problema, nu suferi, pui mâna pe pian sau ceva, cam așa, cu niște versuri și te-a pus și cânt și săracul băiat înțelege abia la concert când e de față cu lumea. Aoleu, asta de fapt era... Cam așa, da. Îți face distract. Da, era la un moment dat, nu mai țin minte, cred că pe TikTok am văzut, Doamne ferește să fii în relație cu Irina, că nu e, e ca o condamnare. Pune cărțile pe masă exact când e sala plină. Da, și mai rău, când dacă piesa devine hit,
precum a fost Nu știi tu să fii bărbat. Aoleu! E nasol. Da, înțeleg, e greu cu mine. Stai departe. Dar ăsta este riscul să fii cu cineva ca mine. Nu, Emma, eu cred că toate femeile când ajung să iubească cu adevărat, iubesc cu pasiune, așa cum probabil ai făcut-o și tu de fiecare dată. Nu se întâmplă de multe ori, dar sunt dăți în care, într-adevăr, pui tot ce vrei pe masă, sufletul și așa mai departe și impactul e mare. Adică... Măcar o dată în viață se întâmplă tuturor, cred eu. Ce ne spui tu nouă, ne spui că e frumos că se întâmplă. Indiferent că orice capitol are un început și un sfârșit, că și ăsta e un lucru... O să răspund destul de larg la întrebarea asta. Larg, sigur că da. Dă-i pe ocolite, că cine înțelege, înțelege. Cine nu, mai traduc eu. Nu vag, un pic larg, în sensul în care o să explic niște lucruri, dar vag nu. Tot timpul, poate că am încercat într-o perioadă să fiu vagă, pentru că mi-era rușine. Am zis că am dat atât de multe informații din viața mea personală cu muzica mea, că poate ar trebui în interviuri sau în podcasturi sau în... Să vorbesc mai puțin. Să vorbesc despre cu totul altceva. Dar, hai. Despre sinceritatea despre care spuneai mai devreme, da. Cred că în toată perioada liceului și a facultății am încercat să fiu cineva, altcineva decât sunt. Și în încercările astea am obosit și până și când am venit în România, mi-am dat seama că tot încerc să fiu ceva ce nu sunt și... Mi-era și greu cu adaptarea culturală, chiar dacă vorbim aceeași limbă, umorul este diferit. De multe ori zâmbeam sau râdeam la o glumă din complezență, pentru că eu de fapt nu înțelegeam gluma, nu înțelegeam dacă oamenii râd cu mine sau de mine. Și atunci încercam să păstrez o aparență și la un moment dat m-am îndrăgostit așa de tare că am uitat de aparențe, știi? Și am scris despre asta. Că așa am început eu drumul muzică. Eu am făcut muzică și până să am succes, dar muzica mea era mediocră și era neimportantă, pentru că nu vorbea sincer. Nu era suficient de sinceră? Nu era sinceră. Și la un moment dat m-am îndrăgostit, atunci lansasem Visele în perioada aia, lansasem Visele, care nu e scrisă de mine, e scrisă de Andy Bănică și o să-i mulțumesc toată viața pentru piesa asta. Nici măcar nu era scrisă pentru mine, era scrisă pentru Ruxy de la Black Sea Girls, care venea la noi la studio și căuta piesă în perioada aia și am scris asta pentru ea, dar a rămas la mine. Și în perioada aia mă îndrăgostisem și am început să scriu despre asta. Prima piesă se numește Iubirea noastră mută și efectiv am visat-o, m-am trezit și am scris. E fără rime, sau dacă găsești rime, e mea cu mea. E fără rime, dar cu rimes. Da. Și toate piesele au curs, ca și cum s-a deschis o poartă și curgea energia asta prin mine, ieșea prin... Acum nu mai e penița și nu mai e pixul, sunt telefoanele, scriam pe telefon. Și mă duceam la studio și scriam o piesă despre el, despre iubirea asta mea secretă, după care acel el scria despre mine și am început să lansăm piesele. Unul răspuns altuia. Și la vremea aia știați doar voi, da? Doar noi, da. Era secret, asta mi se pare și mai mișto. Și uite așa m-am ridicat eu, cu iubirea aia secretă despre care am cântat și oamenii au crezut, pentru că era sincer. Eu am început să scriu bine, frumos, dintr-o dragoste sinceră. Care te-a făcut vulnerabilă, că de fapt asta încerci să spui, da? Nu știu neapărat vulnerabilă. Eu vulnerabilă am fost tot timpul. Ok. Doar că nu aveam niciun motiv să arăt vulnerabilitatea asta. Ok. Nu aveam niciun context. Aha. Uite, poftim. Dar aici s-a găsit contextul și dacă nu puteam să spun în față sau nu puteam să comunic iubirea asta nici măcar cu cel cu care o împărtășeam, atunci am ales să o fac prin muzică și el tot. Și uite așa s-a născut o relație muzicală foarte frumoasă, care ar dura ceva timp. Și așa s-a născut primul album despre el, care așa se și numește, despre el. Că am zis ce să caut, nu știu ce titlu original. Albumul ăsta este despre el. Da, mă. Auzi, dacă tot ați venit cu chitara asta, că eu v-am rugat să veniți cu chitara, acum să nu creadă lumea că voi umblați așa pe stradă, pur și simplu. Adică l-ai luat pe Comaroni și ai zis, bă, orice ar fi, eu zic să vii cu mine, să fii în general, să ai și o chitară cu tine, că nu se știe ca pământul. Adică mergem pe stradă. Eu nu mă ascund, umblu așa pe stradă. Exact, da. Nu mai oprim pe la semafor, mai cântăm.
Deși experiență tu ai. Eu acum sunt proaspăt, cum să zic, ca să mă pregătesc pentru filmarea de astăzi, am văzut complet serialul, da? De pe HBO. Da. M-am încărcat bine de tot cu el și știu că nu e străină de tine experiența asta în care mergi, te oprești și cânti. Nu. Nu este străină și face parte din acea sinceritate despre care vorbim și cred că este important, chiar dacă proiectul este mare și trebuie să păstrezi o anumită, trebuie să te ții după niște reguli, cred că până la urmă trebuie să nu uiți că ești un artist și că cânti niște unor oameni. Și că oameni sunt și ăia 10.000 care vin la concert și ăia 3 care se plimbă în stradă. Așa că tot timpul m-am bucurat de un concert mic, la fel de mult ca de un concert mare. Ba chiar poate mai mult m-am bucurat de un concert mic. Da, pentru că e relația mai intimă. E altfel schimbul de energie. Că așa e și muzica. Ai contact cu oamenii pe care îi vezi în fața ta? Ai contact vizual, nu? Chiar și atunci când sunt 10.000? Da. Cauți ochii care se uită la tine? Da. Îi cauți pe aia care simți dacă că sunt conectați? Dacă sunt 10.000, eu caut pe mama, care știu că stă undeva prin primele rânduri. Dacă sunt puțini, cred că reușesc să-i privesc pe toți. Tare. Simțeam nevoia să... Să fac un... Frumos. Vedeam că deja ai dat și tonul, adică îi zici ce să... Da, ăsta nu e tonul de la Cosmos. Știu, dar vrei să cânti ceva de pe despre el, nu? Dacă tot am vorbit. Da. Și ce vrei, Cosmos? Cosmos e despre... Da, asta e tonalitatea. Cu toate că aș fi vrut să fac un exercițiu, să văd dacă o am... Da, poți să faci exercițiu. Nu, e prea târziu, mi-a dat tonul. Eu de obicei cânt piesa asta fără să-mi iau tonul. Care e tonalitatea? Do diez minor? Do minor? Cântă prima parte. Fii Cosmos. Ai zis odată, uită de ei, uită de tot. Fii fadă pentru tine. Măcar o dată, fii Cosmos. Mi-ai zis într-o zi să mă las lejer pe spate, că tu mă ții, să am încredere în tine. Mai știi, și eu am avut când m-am lăsat pe spate, dar tu nu m-ai ținut. Și eu am căzut, dar eu am căzut. Am căzut printre miile de stele, te-am căutat nopți întregi printre ele. În tot cosmosul meu, tu erai un fel de Dumnezeu. Și acum s-a ales doar praful de ele, s-a depus pe buzele mele. În tot cosmosul meu, n-ai găsit nimic pe gustul tău. Fii Cosmos. Mi-ai zis cândva mai știi, fii mare, fii tare, fii departe sau fii ce vrei tu și cât vrei tu. Fii Cosmos. Arată-mi soare, arată-mi planetele și galaxiile tale, arată-mi sufletul. Și eu m-am deschis, dar tu mi-ai râs în față, m-ai călcat, m-ai ucis. Și eu am plâns, dar eu am plâns. Am căzut printre miile de stele, te-am căutat nopți întregi printre ele. În tot cosmosul meu, tu erai un fel de Dumnezeu. Și acum s-a ales doar praful de ele, s-a depus pe buzele mele. În tot cosmosul meu, n-ai găsit nimic pe gustul tău. Dar n-ai găsit nimic pe gustul tău. Tu n-ai găsit nimic pe gustul tău. În tot cosmosul meu, în tot cosmosul meu. Că eu am avut, că m-am lăsat pe spate, dar tu nu m-ai ținut.
Și eu am căzut, dar eu am căzut. Wow. E fain că am cântat de atâtea ori piesa asta, că o cântăm diferit de fiecare dată. Și el încearcă acorduri noi. Îl văd că mă și gândeam. Și ea nu se uită urât la mine când le fac. Bă, dar el ceva știe cu chitara asta. Păi de ce crezi că l-am luat? Unde ai învățat, tăticule? Unde ai învățat tu să cânti așa la chitară? Că m-am uitat. Pe parcursul timpului. YouTube. Avem acum acces la atât de multe informații. Nu mai e nevoie de școală. De când faci tu chitară? De când de la cânti tu la chitară? 6 ani. Da? Dar am avut și o perioadă în care cântam la voce. Ok. Pentru că am avut formația noastră Explode pe vremuri. Nu căutați asta pe YouTube. Ba da, e fain. Toată lumea, da? Cu excepția premierei. Da, o să mă vedeți pe mine și pe fratele meu și pe Bubu la 6, 10, 11 ani, cum cântam la festivaluri, la Vacă în Open Air și la alte diferite chestii, rock. Deci voi de atunci sunteți în cârdășie, ca da, să zic așa, exact, tu cu Bubu, de mult. La 6 ani. Eu pe Bubu știu de la 2 ani, ca să ne înțelegem. Eu cu fratele meu mă știu, evident, de când s-a născut. Normal, de când s-a născut. Cu Bubu mă știu de la 6 ani. Nu e adevărat, nu de când s-a născut. De când m-am născut eu, am zis. Exact. Nu asta am zis? Da, că el s-a născut mai devreme. Da. Și că îl știu pe fratele meu de când s-a născut. Oho, înaintea mea. Cu câți ani? 5? 4 ani jumate. 4 ani jumate. E fix diferența pe care o am și eu între mine și fratele meu. Am avut formație, am cântat, da, peste voi, tot. E interesant că voi ați copilărit împreună, că la mine cu fratele meu, fiind diferența așa de mare, nu prea se potriveau găștile, chestiile. Ideea este că am fost un pic separați pentru că 4 ani este fix momentul în care eu intram la generală, el exact. Intra la gimnazială. Exact, și la noi a fost eu intram la gimnazială, el intra la liceu și tot așa și am avut găști separate, dar aparent, uite că... Chitara v-a unit. Cu chitara, da, exact, chitara și muzica în general ne-a unit și drumurile noastre sunt... N-avem cum să scăpăm unul de altul. Dar cum de v-ați pus voi amândoi pe chitară? Păi, se vede că nu sunteți în formație de lăutari, că nu se întâmplă asta. Era, eu spun da. Acolo nu merge, că vine tata și zice, chitara s-a luat. Păi alege altceva. Noi a fost invers, a venit tata și a zis, chitara și tu, ia și tu chitara. Și ne-am învățat câteva chestii, am continuat cu formația, am început să fim din ce în ce mai buni, dar n-am mers la o școală sau ceva, dar am învățat ce ne plăcea nouă. Și cum nouă ne plăcea numai znamenii. Ați avut profesori? Znamenii, da. Stricăciuni, cum le zicem. Da? Ați avut profesori de chitară? Cristi a avut profesori, cred că 2 profesori, dar au contribuit probabil 1% din ce știe el acum ca și chitarist. Da, dacă se uită profesorii lui Cristi acum la podcast. Păi poate au contribuit 70% era mic. Fără profesor nu știa Cristi să cânte la nimic. Exact, da. Ai spus așa ca să vezi dacă s-au trezit profesori. Exact, dacă s-au simțit profesorii, vreau să știți că ați făcut o treabă foarte bună. Nimic nu s-a legea, domnule, de el. Praful exact, s-a legea, vă zic. Exact. Și am învățat singur de-a lungul timpului, mai ales din faptul că am întâlnit foarte mulți muzicieni foarte buni și pentru noi a fost un fel de challenge că, wow, uite cât de bun e ăsta. Păi și eu cine rămân în spate. Cine v-a inspirat pe voi? Diferiți oameni pe parcursul timpului. Am cântat la un moment dat cu Damian Drăghici și am învățat foarte multe lucruri de la el și de la muzicienii cu care era. Am cântat, am avut foarte mulți membri în formație care au venit cu diferite aporturi și am învățat foarte multe lucruri de la ei și tot ne puneam challenge-ul ăsta, păi cum cântă ăștia atât de bine și noi să rămânem în spate? Hai să studiem, hai să vedem ce cântă, hai să facem cumva. Așa e, da. Da. Și Irina e la fel. Irina face bine, același Irina, lucru. Eu oricum am rămas în continuare cu un gol în suflet, că putea să fie unul dintre cei mai buni economiști din Republica Moldova. Eu cred că sunt mai bun. Da, eu cred puteai că să se fii, descurcă seama, Republica Moldova să la economie de succes fără... și cu voce. La economie fără mine Republica Moldova. Bine, nu prea, da. Dar tu îți dai seama că practic tu ai ajuns cumva întâmplător la povestea asta? Ai tăi nu se sizau că tu ai voce? Nu ba da, ba da. Povestea, o să încerc să fiu scurtă. Eu când eram mică, cântam. Iertați-mi cacofonie. Și a fost o doamnă de la Centrul Cultural, care doamna Elena, nu o să uit niciodată, m-a luat de mână și m-a dus în orașul cel mai apropiat, orașul Soroca, unde exista un studio muzical pentru copii, la doamna Ludmila și Valeriu Ceban. Și mama prima ta profesoară. Da, și mama m-a mutat cu școala din sat, de unde locuiam noi, la oraș, în clasa 7-a sau 8-a, nu mai țin minte, ca să fiu în oraș să pot să merg la studio muzical. Și de acolo, eu am făcut muzică. Dar tu aveai 14 ani atunci. Da, la 14 ani am plecat de acasă. Ai plecat de acasă. Și după ce am terminat liceul acolo, trebuia să merg la facultate în Chișinău.
Și pentru că ai mei erau contabili și economiști, au zis că să mă dea într-un domeniu în care ar putea să mă ajute. Așa se viitor. Gândesc părinții, da. Da, și prima oară când li s-a deschis ochii, le-au fost deschiși ochii, a fost când s-au întâlnit cu profesoara mea de canto, cu doamna Lumilea, și le-a spus: dar voi și vreți la fata voastră? Voi vreți să o țineți acasă, să vă aducă o can de apă la bătrâneță? Lăsați-o să zboare. Ce și drăguță. M-au lăsat. Ideea e că încă nu erau siguri și noi porneam spre Chișinău cu gândul să dăm actele totuși la ASE. ASE. Da. Și pe drum am luat... ASE-ul din Chișinău, da? Ok. ASEM, dar am zis ASE că era mai... E, și se potrivește cu ce avem noi în București, știe lumea. Și pe drum am luat la... Puputcă. Au luat la ocazie doi oameni care erau de la conservator. Și la fel au intrat în vorbă, au discutat despre lucrul ăsta și au zis: dar duceți fata la muzică. De ce vreți să dați la economie? Tu îți dai seama ce destin, ce șansă să-l întâlnești pe oamenii a doi? Oricum cred că aș fi făcut muzică, chiar dacă mă duceam la ASE. Eu sunt ferm convins că ai fi făcut muzică. Și nu pentru că am avut tot timpul convingerea că sunt talentată. Eu nici măcar nu știam, nici măcar nu eram, n-aveam o părere despre asta. Dar mi-a plăcut tot timpul să fac muzică și nu cred că aș fi renunțat oricum. Eu știi ce cred? Eu cred că fiecare dintre noi ajunge să facă mai devreme sau mai târziu ceea ce își dorește cu adevărat să facă. E doar o chestiune de timp și probabil că ține și de curajul fiecăruia dintre noi, atât cât îl avem noi la momentul respectiv. Știi că depinde cum ai fost crescut. Dacă ai fost crescut mai cu teamă, mai nu prea ai curaj să ieși din zona de confort, atunci te duci cam, mergi pe un teren, bătătorit. Dar la un moment dat începi să prinzi curaj cu vârsta și eu cred că dacă ceva e în interiorul fiecăruia dintre noi, mai devreme sau mai târziu iese la iveală. Și oamenii din jurul meu mi-au demonstrat asta. Adică mă uit inclusiv la maica mea, știi? Care este, mama a fost extrem de talentată și clar făcută pentru muzică de mică. Ea săracă n-a apucat să-și împlinească vocația asta, cred eu, pentru ea. Dar ea când era mică, de exemplu, cânta la Casa Armatei în Mangalia. Bă, și era foarte talentată și își dorea să facă asta, dar bineînțeles că acasă, în vremurile alea, niciun părinte n-ar fi îndrăznit să spună copilului: domne, e clar, tu trebuie să faci muzică, pentru că muzica e un tărâm total nesigur. Adică tu nu știi dacă o să ajungi să poți să trăiești, mai ales pe vremurile alea. Acum lucrurile s-au mai schimbat. Adică se văd altfel. Dar... cumva, mai devreme sau mai târziu, oamenii se apropie. Maica mea, până la urmă, deși a terminat chimie industrială și a fost un chimist chiar foarte bun, pentru că ea a terminat șef de promoție, a ajuns într-un final să facă ceea ce era mult mai aproape de sufletul ei și de abilitățile ei, să facă comunicare, relații publice. Și asta a făcut. Dar asta a făcut când deja ajunsese la o vârstă și a putut să se exprime liber. Dar eu mă uit la oamenii care vin la România, au talent și văd asta. Cum fiecare dintre ei, unul e economist, altul e nu știu ce, lucrează prin asigurări, unul e inginer, medic, dar fiecare are din interiorul lui câte ceva ce el a ținut ascuns. Și la un dat a prins curajul ăsta. Tu îți dai seama ce curaj trebuie să ai nebun? Nu că să-ți urmezi un instinct, dar tu să te duci pe o scenă în fața unei săli pline și când știi că se mai uită și milioane la tine. Tu nefiind de meseria asta, să-ți arăți ce talent ai tu, mamă, mi se pare că ăsta e un curaj absolut nebun. E foarte tare că tu ai avut șansa asta de mică, pentru că tu atunci probabil că n-ai nici la 14 ani n-ai spaimele pe care le ai mai târziu. Știi când te gândești, bă, să nu mă fac de râs. Da, așa e. Am avut noroc și de părinți care ne-au cam lăsat. Ne-am crescut cu părinții, dar singuri. Niciodată nu m-am plâns de faptul că n-am avut părinții aproape. Aproape în sensul în care toată ziua munceau, nu prea aveau treabă cu noi, nu știau foarte multe detalii din viața noastră. Nu erau genul de părinți care să stea să facă lecții cu noi, să ne întrebe cum a fost la școală sau... Ei munceau foarte mult, de dimineață până seara. Și voi chiar vă făceați lecțiile? Da. Și eu și frate... Noi ne creșteam unul pe altul, eu și frate meu. Ce diferență e între voi? 5 ani. 5 ani. Și... și el era conștiincios așa? Nu. Nu, dar he turned out fine. Da, normal, bineînțeles. Dar noi ne-am crescut unul pe altul și am avut libertatea să facem ce vrem noi atâta timp cât nu făceam, nu dădeam grav de gard. Da, 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 da. Când da, o dădeam da, de gard, și voi. Mai venea și tata și mama și odată a venit mama noaptea la, nu știu cât, la 12 noaptea la soroca că nu răspundeam la telefon. Ok, deci erai deja plecată de acasă. Da, eram plecată și au venit.
până la Soroca să vadă unde sunt, că eu nu răspund la telefon. Eu m-am dus la o petrecere, desigur. Da, eu am făcut multe nebunii, multe prostii am făcut în liceu, mama nici nu știe de ele. Dar dar ce prostii puteai să faci, bă, la vârsta aia? Păi nu știu, să dau și la, în vremea exemplu, aia, că nu era. Ce puteai mult, să faci atâtea uite, prostii? De exemplu, eu am... Atenție, nu repetați acasă, este periculos pentru sănătatea mentală și fizică, depinde de educație și de valorile. Eu am mințit-o pe mama că mă duceam la... După ce s-a terminat anul școlar, urmau examenele în clasa nouă. Și înainte de examene trebuia să faci meditații cu profesorii, să te pregătești de examen. Și eu i-am spus lui mama că eu de fapt sunt la Soroca pentru că fac meditații la fizică, dar eu mă duceam la piscină dimineața cu prietena mea, după amiază mergeam nu știu unde într-un bar și seara mergeam în club. Și asta am făcut vreo săptămână, după care m-a prins mama, mă sună într-o dimineață și eu răspund: Irina, ce faci? Eu, ia că m-am trezit, mă duc la școală. Dar ce ai astăzi? Zic, am meditații la fizică. La ce oră ai meditație? Zic, la 11. Era 12 jumate. Nu m-am uitat la ceas. Așa la mea, că nu m-am uitat la ceas. Zice, Irina, ai 12 jumate. Zic, am întârziat! Am oști sun. Eu vreau să mă sun de la meditație, vreau să vorbesc cu profesoara. Care profesoară? Că... Da, și am chemat-o pe o prietenă mai bătrână, am vrut să zic. Noi aveam mai mare decât tine. Da, câți ani ai în clasa 9? În clasa 9 16 ani. 16 ani, da. Am sunat o prietenă, prietena unei prietene. 15 ani. Care avea, cred că avea 21 sau 22 de ani. Ok. Și ai zis, tu o să fii profesoară. Da. Și am scos-o pe hol, am scos-o ca să existe ecoul ăla de școală, știi? Și am zis, tu o să fii doamna Roman astăzi. Și trebuie să vorbești cu mama, sună mama, îi dau. Na, Iuna o chema pe fata aia. Da. Și a vorbit mama cu Iuna, ca și cum ar fi vorbit cu doamna Roman, și doamna Roman, Iuna, i-a spus că fata dumneavoastră învață bine, cred că o să ia nouă la examen, e stăruitoare, eu sunt mulțumită de ea. Și mama a crezut mulți ani că ea a vorbit cu doamna Roman. Da, am făcut nebunii din astea, frumoase. Na. Da, vezi, astea sunt frumoase, mă, nu sunt nebunii. Da. Cum nu-s nebunii? Ai, dacă bă, copilul tău ar face așa, iertați-mi iar cacofonie, dacă ar face copilul tău așa. Păi, copilul meu face altele, stai tu liniștită, că tu crezi că eu de-aia te întreb atât de interesat cum erați voi conștiincioși singuri, pentru că eu... Nu, că știam, nu, știi de ce? Pentru că aveam o gospodărie de ținut. Pentru că chiar dacă eram de capul nostru, eu și fratele meu... Stăteați la curte unde la curte, la țară, filmat, da? Da. Chiar dacă eram singur toată ziua, trebuia să hrănim păsările, să paștem bobocii, să dăm de mâncare la ce mai depinde, că am avut și capre, am avut și oi la un moment dat, am avut vacă, marțoalea, pe care trebuia să avem grijă de gospodărie, toată gospodăria era pe spatele nostru. Tu cu fratele tău? Da. Și după asta mai veni și verișoara mea care stătea verile la noi și trebuia să avem grijă de ea. Eram copii cu responsabilități. Așa am crescut. Păi cred că asta i-a făcut pe ai tăi să aibă curaj să te lase pe tine să pleci de acasă la vârsta de 14 ani. Nu cred, nu știu. Știi, stau câteodată și mă gândesc. Și mama realizează abia acum și nu-mi dau seama dacă e trist sau nu. Stăteam cu mama odată de vorbă în casă la mine acum, recent, da. Cred că un an sau doi în urmă, și a început să plângă mama și zice: Irina, eu am realizat că din 30 de ani câți ai tu, da. Eu cu tine am stat numai 7. Eu am petrecut toți anii adunați cu tine numai 7 ani. În rest, eu nu te-am văzut. Dar eu nu i-am reproșat niciodată. Nici unuia, nici altuia n-am reproșat, pentru că noi n-am simțit asta ca pe o lipsă de... N-am simțit lipsa asta așa de mult. Noi știam că părinții noștri muncesc pentru noi și la rândul nostru avem responsabilitățile noastre și că ar trebui să ducem și noi povara noastră. Tot e incredibil cum voi vă gândeați la o vârstă atât de fragedă la lucrurile astea și le conștientizați, pentru că mie mi se pare că... Stai o secundă, că n-ai înțeles că dacă pierdeam un boboc sau doi, că trebuia să puștem bobocii. Așa? Acum zim, exista da. Și... dacă pierdeam un boboc... Spunem procedura. Da, luam bătaie.
Adică nu e ca și cum să iei responsabilitatea venea. Ați nu să mai bat copiii că nu e. Nu este la modă. Dar poți să tai din bani. Nu, ca tare nici eu nu sunt împotriva violenței, pentru că este o formă de violență. Da. Dar bine, niciodată n-am reproșat. Am mai luat și eu cu o palmă la fund, dar nu era, adică. Dar n-am reproșat niciodată părinților mei că au făcut asta, pentru că era așa doar o formă de atenționare, că nu era. Adică, da, da, hai să fim sinceri, că n-a rămas nimeni cu niciun. Nu, așa făcea toată lumea atunci, adică nu. A fost ok. Pentru noi a fost ok, știi? Și acum e ok. Eu nu pot să fac asta cu copiii mei astăzi, în ziua tu de azi, dacă eu aș avea copii. Tu ai putea să-ți lași fata să plece la 14 ani de acasă, să-și urmeze drumul ei de la vârsta asta? Nu. De asta spun că părinții tăi pe undeva au avut un curaj care, sigur că el a fost alimentat de felul în care voi totuși aveți grijă de gospodărie aia, adică și-au dat seama că... Vin și dintr-un sistem. Ok. În care oamenii supraviețuiau. Nu se gândeau la viitor, ci mai degrabă la... Cum să supraviețuiască. Da. Familia... Mama vine dintr-o familie cu 7 frați. Ok. De 7 frați. Da. Tata vine dintr-o familie cu 4 copii. Da. Nu exista individualismul așa cum e... Astăzi. Da. Era mult pe surviving. Da. Voi sunteți doar voi doi, nu? Da. Ca și la mine cu fratele meu, da, da. Deci noi norocoși. N-a trebuit să plecăm de acasă, am putut să învățăm să cântăm la chitară. Tu ai învățat doar mai bine atât. Da. Caramba. A avut timp. N-ai avut de păscut boboci. Nu, glumesc. Dar de puțin fapt... ar fi trebuit să ne arăși ce cântai tu când erai în trupă cu Bubu și cu Cristi. Nici nu mai știu, sincer. Chiar nu mai știu. Știu că era mai spre rock, metal? Rock, da. Rock. Din AC/DC, Metallica, asta ascultam noi când eram mici. Bine, voi oricum am văzut că ați dus toată povestea asta și tot ce înseamnă orchestrația Irina e dusă spre rock, adică tu ai spus ceva pe disc și când te duci în concert, descoperi cu totul altceva. E multă greutate acolo și e multă complexitate în orchestrație. Znamenii. Znamenii, exact. Da? Și ne bucurăm că Irina ne lasă să facem znamenile acestea, pentru că na, dacă te duci, eu personal, dacă m-aș duce la un concert la un artist și ar da play la piesa originală de pe disc și aș auzi exact același lucru, m-aș fi gândit de ce n-am stat acasă la mine să o ascult pe boxe decât să fac tot drumul ăsta până la artistul pe care voiam să-l aud. Așa este. Adică încercăm să aducem ceva nou totuși, să nu stricăm piesele, să nu rupem mesajul pieselor, dar încercăm totuși să facem un anumit aranjament nou care să fie așa mai energic, mai... sau mai trist în anumite cazuri. Dar... Cred că mai emoționat, nu mai trist. Da, dar să păstrăm asta, să păstrăm sămânța piesei și mesajul și ce a vrut Irina să spună, de fapt, la început. Că e și aici o discuție dacă muzica e tristă, că muzica, mă rog, muzica nu e tristă, muzica e, până la urmă, muzica ce face? Încearcă prin vibrație, prin vibrația sunului, să determine o emoție, nu? Acum, bun, poate că la Irina e multă gamă minoră în joc și pentru că ea vorbește foarte mult... Știi ăștia care scriu muzică numai minor. Gamă, da. Dar să știi că nu e adevărat, e o polemică strânită de ceva timp. Iartă-mă că fac această paranteză, dar dacă tot ai adus vorba, oamenii îmi reproșează că sunt tristă muzica mea și că sunt o plângăcioasă. Eu fac piese vesele, dar ele nu au succes. Numai astea triste au succes. Dar cine determină succesul? Oamenii. Ca... Exact. Normal. Voi alegeți piesele alea triste. Da. E acolo se regăsesc. Da, eu, nu eu. Eu fac și piese vesele. Dar eu ce să fac dacă voi le alegeți pe astea triste? Na. Acum bine, s-ar putea să fie și pentru că eu am mai multă credibilitate atunci când cânt ceva trist. Dar... poate sunt amândouă, poate, cine știe. Dar știu totuși că publicul alege. Așa nu este. Eu aleg. Oricum tu ești o sentimentală. În viața de zi cu zi? Nu, în muzică, da. Mă intersectez cu tine doar artistic. În muzică sunt o sentimentală. Da, în viața de zi cu zi habar n-am, nu știu cum ești, n-am apucat. Ți-am zis, poate dacă vin și eu la o sufragerie, de am nu de asta la concert. De urmează acum, voi sunteți în prag de plecați prin țară acum, nu? Da, mergem. Da. Apropo, că am zis că dacă tot facem o sufragerie la Sala Palatului, hai să o facem și prin țară, că oamenii... Nu pot să vină toți la București. Sigur că, da. Și știu că sunt foarte mulți oameni care și-ar dori să vadă sufrageria la ei acasă și mergem la ei acasă. Bine, nu în casele lor,
dar în niște teatre. Să mutăm sufragi. Cred că era destul de evident când intrăm peste ei în casă. Serie. Nu, să știi deci că am să fost. Să știi că oamenii ar fi dispuși dacă mă întreb pe mine. Am fost. Am fost odată. A, și da? Poate se naște acum o idee și poate mergem, poate alegem, poate facem un concurs și mergem pe la cineva acasă. E acidul acolo care... Dar chiar ați fost în casele oamenilor? Adică ați fost la cineva în casă? Da. Cum? Aleatoriu, așa sau cum? Am făcut un concurs pe rețelele de... Ok, socializare. Și cineva a zis, domnule, sufrageria mea. Da. E primitoare venit și a câștigat. Da. Și a spus și a cântat acolo. Da. Ne-au cerut numai piese pe care nu le știam. A fost și la cerere muzica? Da, exact. Da. Păi venim, cântăm, dar ne spuneți ce. Mamă, mamă, mamă. Și voi acum în povestea asta ce piese cântați în sufragerie? Aproape, nu toate, că nu încap toate într-o oră, cât, oră 40 cât avem. Uh-huh. Nu încap toate. Și sufrageria asta e replică în toate orașele la fel, tot o oră 40? Da. Adică nu contează că e sala Palatului mai mică. Bine, o să fie mai greu să mergem cu invitații, cel mai probabil nu să mergem fără invitați, pentru că are și Andra concerte, are și Tudor concerte, Dan Bălan e la Chișinău, trebuie să vină, e cam greu, o să mergem Damian, fără invitați. Damian a fost și el? Da, da. A și fost Damian. Damian, știi că dacă vorbim puțin mai tare ne aude, că e două numere mai încolo. A, da? Da, da? Mergem la el după aia. Și ne plimbăm prin orașele în care mergem mai rar. De fapt nu, că și la Iași, la Bacău am fost. Mergem în Iași, Bacău, da? Timișoara, Arad, Galați, Constanța și finally Craiova. Și Cluj. A, și Cluj. Și Cluj. Oricum o să pun și eu datele astea în descriere jos ca să nu stea omul să le... alerge, că nu le țin minte pe toate, dar o să punem datele. Bănuiesc că ele să le pot găsi. Sunt, da. Ce, la tine, pe social media, pe setul sunt trecute. Da, ți le dau eu. E foarte bine, da. Nu. Le iau eu sigur, dai liniștit, dacă îmi dai sursa, mă descurc de acolo încolo. Dar ne așteptăm, mă rog, aștept cu nerăbdare acest turneu, pentru că este, cred eu, cel mai emoționant turneu ever. Și... Emoționant din ce motiv? Ce te face să crezi asta? Pentru că spun povestea de la început până la până aici. Okay. Nu vreau să zic până la capăt, că nu mor mâine. Dar normal. Sper, nu știm. Dar, hai să nu o ducem în direcția aia. Corect. Las-o game majore. Da, dar e emoționant pentru că este un proiect care a început de mult și care se materializează așa de frumos cu publicul care nu, el are privilegiu să fie la mine sufragerie, să obțină ceva personal de la mine și am privilegiu să invit pe toți în brațele mele, pentru că sufrageria de fapt sunt brațele mele, este ce am eu cel mai frumos și cu ce rămân după orice. Asta e cu ce rămân, pentru că oamenii vin, pleacă, istoriile vin, pleacă, lucrurile să mai trec. Repetă doar. Dar ceea ce pun eu pe scenă în acest proiect sufragerie este ceea cu ce am rămas eu cel mai sfânt și cel mai aproape. Este ceea ce nimeni nu o să-mi ia niciodată. Vezi, mă, cum ne-a dus iar în emoție. Mm-hmm. Deci tu nici nu poți acum. Dacă vrei să cânți la Bamba acum, nu ai cum, că n-ai... Nu și prezentăm un pic și din ce urmează. Aoleu, bine, dar cred, da... E ceva premieră extragalactică? Tu vorbești despre a cânta o piesă, nu? Sau vorbești despre proiectul... Despre proiectul Origin. Eu mai pregătesc un proiect. Stai puțin, deci după ce se termină turneul ăsta sau în paralel? Nu, joci la două... Nu, se termină proiect, el e făcut, gata. Ok. Dar o să-l prezint după ce termin turneul ăsta, ca să nu încurc Odessa cu... Adică să nu fie confuzie mare. Am un proiect pe care mi l-am dorit dintotdeauna. Să fac muzică cu tentă folclorică. Cumva am reușit să fac... prin piesa Elele și prin piesele pe care le-am scos cu și cu Damian Drăghici și cu David Ciente, tot ce am făcut eu până acum cu tentă folclorică, dar niciodată în felul meu propriu și personal. Și acum am pregătit un proiect din 7 piese. E un LP. LP, așa. LP, da, ok, da. OP în franceză. Adică long play. Adică e album, pe care scurt. Da, dacă ar fi avut mai puține piese, era un extended. Album are adică 12. EP. Da, exact, 4 piese. Merge, poți să aibă și 7, stai puțin. EP-ul? Nu, un album poate să aibă și 2 piese. Depinde, că dacă e o piesă de 15-20 de minute, ce să mai faci? Se mai întâmplă, la jazz poate să aibă și 25. Da, ăsta o să fie și lung și scurt în același timp, că sunt doar 7. Este nou-nouț, abia l-am făcut, încă nu l-am gândit. Mi-ai trimis-o mie, da,
Se numește Origin. Și o să-l, cred că... Adică e și asta, da? Aha. Și cred că este noua culoare a proiectului meu. Și zici că pot să mă dau mare cu ea pe la Snowfest, da? Dacă îți place. Păi, eu am crezut că am decis asta deja. Tu știi foarte bine că i-am dat play prima oră și după aia am început să o fredonăm pe aici până... Eu vreau să spun un singur lucru. Am pus doar bucata asta pentru că, după părerea mea, asta e deja o văd generală. E hit. E clar că e hit. Pentru că i-am văzut deja 4 remixuri, ca să știi, la, doar din uh-huh. porțiunea asta de aici. Abia aștept să ascult toată povestea. Uh-huh. Celelalte 6 sunt din aceeași... Sunt un pic... Da. De pe aceeași ale? Da. Da. Din aceeași curte, cum ar veni. Asta e la mijloc. Adică există și mai... rele și mai... și mai rele. Mai nervoase. Mai nervoase, da. Mai energice. Exact. Dar și asta bine, n-am lăsat-o pe toate, că nu vreau să deconspir acum, că totuși vreau să profit de ocazie, să mă remarc și eu puțin la Snowfest cu ea, pentru că sper că o să fiu singurul care o are. O să spun cine mai sunt DJ care merg cu mine la Snowfest în Le Deux Alpes și sper să nu prind deși piesa asta. L-o las eu după aia eventual, dacă zici tu că e ok. Dar trebuie să mă dau și eu mare cu ceva acolo când ajung, îți dai seama. Pentru mine e onoare să te dai mare cu o piesă pe care am făcut-o noi. Și cred că pe mine mă emoționează, o să vezi la un moment dat că intru într-o stare de anxietate și îmi pierd și cuvintele. Atunci când fac un produs, da? Hai să zicem produs, că până la urmă o să o scoatem în piață. Da, sigur că. Când fac o piesă, un album, un produs și feedback-ul este wow, ce tare e, n-am auzit niciodată așa ceva și mi-aș dori să aud mai multe. Pentru mine este e ca și cum cineva mi-ar zice: fată, tot ce ai făcut până acum ai făcut bine, continuă tot așa, îți validez toată activitatea de la început și până acum. Compliment mai mare nu există. Eu spun că eu nici măcar nu trebuie să vină asta de la mine. O să intuiesc deja reacția publicului. Adică văd masa aia de oameni adunată la apreschi în prima fază și știu exact când s-o servesc, când mă grăbesc. Sper. Îi aduc acolo și atunci, buf! N-am arătat pe aici, pe acolo proiectul, am arătat oamenilor dragi. Fratele meu îl ascultă pe repeat în mașină și îl prind câteodată când după un pahar de vin se duce noaptea, la 11 sau 12 noaptea, când scapă de toate grijile, da. Se duce mașină, că noi suntem vecini, locuim ușă în ușă. Și-l aud cum își dă muzica tare în mașină și ascultă tot albumul. Și abia aștept să-l lansez. Abia aștept. Deci eu când ți-am zis că te-am prins într-o perioadă aglomerată, știam eu ce știam, ceva intuiam. Tu de ce ai lăsat chitara, Andrei? Am crezut că nu mai este nevoie de serviciile mele. Dar tu crezi că ai scăpat așa ușor ce ai venit să... un singur cântec să cântăm? Sigur. Ce vreți să cântăm? Păi, ia e șefa noastră aici, aia. Produsul se cheamă Irina Rimes. Am ia, putea ia să hotărăște. Cântăm... Ok, hai să cântăm asta. Asta e o piesă pe care noi am făcut-o în campul ăsta. Da? Deci te-a lăsat să crezi că tu alegi, dar el deja ți-a dat tonul. Adică da, asta exact facem în continuu. Ba eu, ba el. Tehnica da. Este deja cunoscută. Asta e o piesă pe care noi am făcut-o în camp. Ok. Unde am făcut și Origin, proiectul uh-huh. Origin. Dar că piesa este pop. Și am zis, bă, ce să facem cu ea? Hai să-i dăm drumul în cadrul sufrageriei și să fie o piesă care face parte din sufragerie. Noi n-am reușit să o cântăm la sufrageria asta, de la sala Palatului, că nu, n-ați cântat-o n-am reușit. În schimb, o să reușim să o cântăm în turneu, cred eu, că o să fie și gata. Ok. Și o piesă nouă. A, piesa e nouă, da? Nouă-nouță, da. Am făcut-o acum, e ca călduță. Sper să-mi aduc aminte toate liniile. Și exact, bănuiesc că ea nu e doar voce și chitară original, nu? Nu, are producție, dar acum să cântăm așa. Ia să-mi zice asta, să iau o piatră în gură, ceva, deci... Eu nici nu când asta zic, că pot să-mi permit lucrul ăsta. Foarte frumos. Cum se cheamă? Nimic? Nimic, cred. Da, nu mai vreau nimic? Nimic? Nu mai vreau nimic. Nimic, nimic. Nimic. Așa să-i rămân. Hai să-i spunem nimic. Nimic. Ha. Trebuie să mă duc aminte cum începe.
Ok, bun. Aha. Asta e cea mai bună dovadă. Să nu te văd plângând, nici eu nu am să plâng. Te rog să nu îmi spui minciuni, nici eu n-am să te mint. Mă uit în ochii tăi și mă doare tare, că orice-i spun acum va fi greșit. Păstrează frazele pentru următoarea. Eu am venit să spun că plec și atât. Am venit să spun că plec, că toate rănile se închid și trec, că drumul ăsta-i ultimul, promit. Am venit să spun că nu mai vreau nimic. Va fi mult mai ușor. Voi încerca și eu să uit, dar nu promit că n-o să mor de dor. Mă uit în ochii tăi și mă doare tare, că orice-aș spune acum va fi greșit. Păstrează-ți frazele pentru următoarea. Eu am venit să spun că plec și atât. Am venit să-ți spun că plec, că toate rănile se închid și trec, că drumul ăsta-i ultimul, promit. Am venit să spun că nu mai vreau nimic. Aici era o parte fără versuri. Aici era parte de improvizație. Nu știu dacă mi-au ieșit alea, sunt destul de grea de făcut foarte alea. Bine, e foarte bine. Eu acum sunt foarte curios să aud piesa asta, cum sună ea așa, în varianta originală. Deci sunt curios să mor. E destul de urbană producția, dar înainte să începem podcastul a venit Acidu și zice: toată lumea este entuziasmată de această piesă, nu vrei să-i faci o producție mai radio-friendly? Și acum stau și mă gândesc. Oricum, toate pot fi remixate astăzi, mi se pare că e foarte la îndemână povestea asta și... poate că în anii ăștia mai recenți am văzut pentru prima oară cum remixul poate să facă cu totul altceva dintr-o piesă sau brusc să o scoată în față, să o facă mai cunoscută. Eu am învățat că nu există reguli. Adică noi ne conducem după niște reguli, dar pentru că ne conducem după ele, e atât de mișto când le încălcăm. Este mult mai special când le încălcăm. Și muzica e la fel, a? Mm-hmm. Da. Da. Da, sigur că mi se pare că e mișto să fii liber în general, în tot ceea ce faci, mai ales muzical, că tu de fapt asta îți dorești. Adică nu trebuie să stai într-o procedură anume sau într-un calapod. Cred că ăsta e lucru de care sunt cea mai mândră. Mm-hmm. În tot răstimpul ăsta. Desigur că am făcut compromisuri, dar niciodată compromisul nu m-a făcut să mă simt ciudat sau să regret ceva. Compromisul în sensul în care... ce să mă gândesc ca să zic dacă ce compromisuri. Asta exceptând faptul că nu prea am făcut. Să zicem că am zis deja faptul că nu prea am făcut compromisuri, dar și pe alea pe care le-am făcut, calitativ. Știi? Tu zici acum de compromisuri strict artistice muzicale, da? Da, da. Da, doar despre asta e vorba. Am încercat să păstrez o stofa proiectului, să nu fie pătată de nimic. Tare. Și niciodată nu m-am condus după reguli care mi-au fost străine sau în care nu m-am regăsit. Și dacă chiar dacă am simțit la un moment dat că am făcut am luat o alegere pe care în mod normal poate n-aș lua-o, uh-huh.
cumva mi-am zis că este, înseamnă că face parte din identitatea mea și de ce să, dacă mie îmi place chestia asta, dar nu o scot pentru că nu știu ce, o să par superficială, ba, de exemplu. Da. Mi-a fost frică să scot piesa asta pentru că mi-a fost frică ca oamenii care ascultă piesa Cosmos să nu spună că sunt superficială. Aha. Dar mie piesa îmi plăcea și ideea în sine îmi plăcea. Și atunci am zis, bă, dar până la urmă asta sunt eu. Și dacă oamenii ori crede că sunt superficială, sunt, după ce ascultă Bababa, o să asculte Cosmos încă o dată și o să-și dea seama că nu sunt, știi? Bineînțeles, pentru da. Că Bababa este o piesă, e for fun. Da. Și nu totul trebuie să fie greoi și sentiment mult. Și... Eu nu mai știu cine a zis, dar a și scris la un moment dat și a zis că cel mai mare pericol care paște omenirea este să se ia prea în serios. Deci omul din când în când, mi se pare că are... trebuie să aibă libertatea asta să mai facă și lucruri just for fun, adică nu trebuie să fie neapărat, nu înseamnă că el își contrazice demersului sau felului de a fi și așa mai departe. Ok, bun, tu ești, să zicem, sentimentală și emoțională prin excelență, dacă vrei, dar asta nu înseamnă că nu poți să ai momente în care să vii să zici, doamne, fac și eu acum o raznă. Mă joc. Da. Adică ce poate să fie așa? Mie tot timpul mi-a plăcut să mă joc. Și uite, acum ne-a jucat, acum o săptămână ne-a jucat și am scos un proiect întreg. Și... E, asta e o joacă foarte mișto, care după părerea mea da, o să e o prindă joacă. Foarte bine. Da. Noi nu ne-am pus în plan să facem lucrul ăsta. A fost strict joacă și ne-am lăsat duși de val. Și când facem lucrurile astea, să ies cele mai mișto piese și cea mai frumoasă muzică. Cine a venit cu ideea să apeleze la Micuțu pentru Gelos? Acedu. Da? Foarte el are câteodată ideea. Niște idei din a astea. Fost greu? A zis imediat Micuțu, mă bag frate, care e problema? I-ați dat piesa să o asculte înainte? N-ai microfon, dar o să traduc eu. Așa e, într-adevăr, i-a dat piesa să asculte și a zis că da, e ok. A bine, bănuiesc că mi se pare mișto, de ce? Că e doar el și să joacă. Adică da. E clar că și lui a plăcut povestea. Și s-a jucat mișto, adică în secunda în care el la volan vine și face, e clar că se joacă, adică sunt un personaj aici. Da. Foarte mișto. Și tu te joci în clip? Eu mai puțin. Te joci și tu. Greu eu cu jocul ăsta, ce de tot îmi zice, când filmăm un film, când facem actorie, zic, niciodată. Da? Nu mi-e frică, n-am putut niciodată să joc un personaj și nici nu cred că aș putea. Deci ești în zona aia în care zici, bă, dacă aș fi avut eu talent să joc ceva, să fiu altfel decât sunt, eram, să trăiești. Nu știu, eu... Tu nu poți să fii decât tu. L-auzeam pe fratele, pe Cristi, cum zicea, în serial. Pentru cine n-a văzut, serialul e în continuare pe HBO, deci vă și recomand să-l vedeți, că e mișto. Are 7 episoade, vă prind, merge repede, nu-l simțiți când trece. Ce ziceai și mi s-a părut foarte mișto și așa mi se pare că e. La tine sinceritatea se vede în tot, se vede în versuri, se vede în muzică, se vede în absolut tot. Adică nu e nimic cosmetizat, nu e nimic pus cu mâna. Bă, eu asta am simțit și am scris tot, și versurile, și muzica, și așa mai departe. Da, mi se pare că viața e prea scurtă ca să mințim. De ce să mințim? Și oricum, informația acum curge atât de repede, mâine se uită tot. Dar măcar știu că orice am făcut și tot ce am spus a fost sincer și nu am nicio pată pe cazier. Bine, pe cazier avem toți mici, dar niciuna mare care să-mi provoace un regret la bătrânețe, să zic, bă, n-am făcut asta sau n-am spus asta. E mai greu astăzi să răzbați cu o melodie, cu o piesă? Decât este era relativ. Nu știu să răspund la întrebarea asta, este relativ. Adică, ce vreau să te întreb? Nu ți se pare că e prea mult conținut? Că e exces de conținut? În general, în viețile noastre? Corect. Pe de altă parte, ai social media la îndemână care poate să-ți facă piesa hit fără niciun label și fără niciun push din partea nimănui. Așa și e. Poți să-ți pușuiești proiectul singur și să ai succes și să fii dorit și căutat fără să te fi semnat cineva. Okay. E cu dus și întors. Tot timpul să existe, cred eu, un echilibru între lucrurile astea două. E mai greu? E mai ușor? Nu e mai ușor pentru că e concurența foarte mare. În schimb, nu poți să zici că e mai greu pentru că ai la îndemână instrumente pe care înainte nu le aveam. Nu le aveai. Dar nu te obosește că ai tot timpul foarte multe lucruri de făcut? Nu ești n-ai sentimentul ăsta, aolo, iar TikTok, iar Instagram, iar... Bine, eu o să ridic mâna sus și o să zic că nu fac parte deloc din generația care se descurcă la TikTok. Eu sunt anti-social media și singurul moment... De fapt, e în sensul că nu te omor după ea.
Nu, eu chiar cât... Eu am avut momente când mi-am șters social media în telefon pentru că iar deveneam și victimă. Uh-huh. Și sunt și anticurent. Nu în general, dar mă refer la social media. Pentru că mi se pare că putem să ușor să cădem în capcana acestei amăgeli. Trebuie să fii foarte ok tu cu tine ca să extragi ce trebuie ție din social media. Și uh-huh. Noi nu suntem, niciunul dintre noi, să fim serioși, nu suntem ok la cap. Suntem toți... N-avem cum să mai fim, Irina. Într-o mare sau mică măsură, psihopați și nebuni. Frumoși, unii dintre noi. Dar drăguț, ne-ai făcut o psihanaliză, ne-ai rezolvat pe toți dintr-un foc. Unii pur și simplu o ascund mai bine, se prefac mai bine. Dar persoanele de față sunt excluse, deci persoanele excluse sunt de față, așa era ideea. Da. Dar simt că trebuie să fac asta pentru că scopul meu principal este ca muzica mea să ajungă la oameni și dacă oamenii s-au mutat pe social media, da, atunci și eu trebuie să fiu prezentă pe social media. Așa este. Și recunosc că mi este greu să fac social media, câteodată o fac și mi iese din... Nu știu dacă... Întâmplător. Da, dar câteodată sunt simpatică, anume pentru faptul că nu mă pricep și fac prostii, câteodată sunt simpatică. E tot sinceritatea. Da. Mizez bă, asta și e o armă acolo, incredibilă. Mă. Și acolo mizez pe sinceritate, pentru că la un moment dat mi s-a spus, Irina, tu trebuie să păstrezi niște aparențe, trebuie să apare îmbrăcată așa, să faci asta, asta, așa, asta, așa, asta. Și am zis, bă, dar eu nu sunt așa. Eu mint. Eu nu pot să fiu așa. Și atunci am zis, lăsați-mă, dacă vreți să fac real social media, lăsați-mă să fac cum știu eu. Lăsați-mă să creșesc pe bază... Da, cum... Nu știu. Cum mă simt, exact. Pentru că dacă mă puneți să fac un lucru care nu-mi place și să și mint, atunci nu să vedeți nimic de la mine. Eu nu pot să mint, pentru că m-am dezvățat, sincer. De când am început să cânt despre durerile și viața mea personală, m-am dezvățat să mint. Înainte știam să mint foarte bine. Amintește-ți trucul cu mama care a crezut o săptămână că eu sunt la meditații în oraș Soroca. Înainte mințeam foarte bine, acum nu mai știu să mint, acum mă vezi la o poștă că mint, nu mai pot. E vârsta aia la care încep să prinzi talent pe zona asta atunci când ai mințit-o după maică ta. La 16 ani cred că toți eram 14-18 ani, cred că atunci se... Și tu mințeai mai bine, mai bine când erai adolescent? Păi atunci atunci ne dezvoltam abilitățile, că toți eram puși pe povestea asta cu școala, că atunci o dai, nu? Tu trebuie să maschezi niște absențe, niște nu știu ce, vârsta la care ești nebunit să le faci și palea și palea, ca impresie că parcă nu ai toată viața în față să le faci, știi? Eu mă uit și eu că am copii care sunt acum între 16 și 18. Și bă, de multe ori le spun, bă, de unde alergați așa, mă, nene, că nu e nicio, nu am intrat zilele în sac, adică nu e panică, nu, chiar nu trebuie să vă gândiți acum, domnule, dacă n-am ieșit săptămâna asta undeva și e vineri seară, e nenorocire, s-a întors pământul, stai așa, mai vine și vinerea viitoare, adică aveți timp, că e, nu e grabă. N-avem timp să iubim până la capăt. Vezi că da, tu la toate ai răspuns, orice zic eu, o dai pe asta cu muzica. Da. Păi da, în general, când am întrebări, da? Nu mai știu cine zicea și zicea bine. Cred că Mătanu a zis asta, probabil și el a luat-o undeva. Sau nu, dar dacă nu, e un geniu. A zis că important este să spui întrebările potrivite, nu să cauți răspunsurile potrivite. Așa e. Și eu la fiecare întrebare fac o piesă. Da, Mătanu Denis. Da. Mai apucat să vă mai vedeți voi? Nu prea în ultimul timp. Nu prea. Nu. Multă dar când prea erați la început... Era așa o comunitate a voastră, erați uniți unii, erați, vă susțineați. Mergeam în vacanțe împreună, făceam muzică împreună, ieșeam foarte des. Acum nu e timp. Auzi că lumea n-are de unde să știe. Cam cât de agitată poate să fie într-un anumit moment viața unui artist? Păi uite, eu ieri am venit din Chișinău, da, astăzi sunt cu tine, da, după asta trebuie să termin o piesă în studio, mâine sunt la Iași, da, la o conferință, le plăceau așa de mult cum cânt că m-au invitat să vorbesc. Și... Asta, vezi, apropo de ce spuneai tu, domnule, eu nu prea le-am pe astea cu comunicarea și prefer să cânt. Aici eu am vrut să zic de atunci, de când mi-ai zis-o, Irina, te răsfeți.
Nu, bă, eu când nu știu să vorbesc. Prima oară, noi când ne-am intersectat prima oară, exact tatuul ăsta l-am folosit. Pentru că mie mi se părea că, din potrivă, tu le ai cu comunicarea. Nu știu încă. Momentan sunt de cealaltă. Părerea mea. Dar, așa, și mâine sunt la Iași, după care mă întorc pentru că am un concert. Și ziua am sesiune, seara am concert. Vineri sunt la Chișinău, la o conferință. De la conferință vin sâmbătă la o filmare. Ajută-mă dacă greșesc. Sâmbătă la o filmare. Poftim? Tot în Chișinău filmez? Da. Deci nu mai plec. Slavă Domnului, da, rămân măcar în Chișinău. Nu te mai plec, da? A, rămân în Chișinău, yay! Și am ajuns să mă bucur la câteva ore. Dar știi ce am observat? Că avem o viață atât de agitată personal, când am câteva ore libere sau am o zi liberă, nici măcar nu pot să profit de ea pentru că mă panichez, nu știu ce să fac, nu știu cu ce să încep, că am de făcut și aia și aia. Ești obișnuită să fii dintr-una într-alta. Da, și uite, de exemplu, dacă încerc să fiu disciplinată pentru mintea și pentru corpul meu. Da. Aici mă refer la dietă, sport. Te ții de astea? Acum da, înainte nu și era haos și acum am început să mă simt mai bine. Mi-am dat seama că organismul meu, da, ca eu să ajung în toate locurile astea, trebuie întreținut. Și atunci am nevoie de niște sport. Și ce și faci? De mâncare sănătoasă. Păi sport faci? Da, fac yoga. În fiecare zi? Nu. De două ori pe săptămână merg la pescariu și restul mă încerc să fac acasă. Ok. Dietă? Da. Nu dietă, adică fac fasting. Dietă. Încerc să mănânci sănătos, da? Încerc să mănânc sănătos și încerc să fac fasting cât pot. Și mi-am dat seama că dacă am un program foarte, foarte plin, măruțit, așa, da? Reușesc să fac fasting. Da? Dacă sunt acasă și nu fac nimic în o zi, nu tentația reușesc. Tentația este deschis frigiderul. Da. Și am compulsive eating, fac chestia asta și fac tot felul de chestii pe care nu le-aș face în mod normal. Așa că, da, viața noastră este destul de fucked up. Și tu în tot travaliul ăsta ești singură sau ai tot timpul? Tot timpul. Gașca cu tine? Tot timpul gașca. A, deci... Se mai schimbă oamenii. De exemplu, la Chișinău mă duc cu Andreea. Da, dar tot timpul am... Rar sunt singură, să știi. Adevărul că la tine proiectul e destul de impunător. Știi că la prima vedere așa, tu te gândești, domne, noi vrem să o avem pe Irina Rimes la noi să cânte. Și în mintea ta e că vine doar Irina. În realitate, când cineva angajează Irina Rimes, se angajează proiectul, da? Da. Care proiectul înseamnă câți oameni în spate? Deschizi o temă dureroasă aici și nu e doar despre mine, ci în general despre artiști. Și chiar mi-am dorit să dezbat această temă pe unde am mai fost, pentru că oamenii cred că un artist înseamnă doar o persoană, un individ care cântă și are recunoștință și bani din cauza sau datorită talentului. De fapt, un artist este un proiect și un business ca oricare altul, care hrănește mulți oameni. Și atunci când chem, de exemplu, un artist la un concert sau la un program la tine la nuntă și chem pe cutare, pe X, artistul X, și îți dă un preț de 15 sau 20 de mii la evenimentul tău privat. Tu te gândești că toți banii ăia se duc în buzunarul lui. Mamă, dar ce pentru 45 de minute sau pentru o oră să plătesc eu 20 de mii? Ce nu știi de fapt când spui lucrurile astea este că banii ăia, în primul rând, se duc într-un proiect care investește 10, dacă nu 100 de mii de euro pe an în videoclipuri, piese, distribuție, producție, salarii, oameni care trăiesc din acest proiect și sunt mulți oameni. Nu aș ști să zic câți oameni trăiesc din proiectul meu, dar sunt mulți, sunt câteva... Adică nu sunt doar aia pe care oamenii îi văd pe scenă. Nu. Mai sunt și alții pe care oamenii nu îi văd. Da, este o echipă întreagă care... aceasta este profesia lor, să facă asta. Și de aici le vine salariul. Din banii pe care îi fac... La fiecare concert se adună, se pune într-un sac și din sacul ăla de acolo se plătesc și videoclipurile și producția. Tot. Și, mă rog, tot ce mai înseamnă investiție în fiecare și salariile fiecărui om și așa mai departe. Și la un moment dat a întrebat, cred că eram la mine la eveniment, lansam acest film și a venit o reporteriță și m-a întrebat ce aș face eu cu 1 milion de euro dacă aș primi în momentul ăsta și eu am zis, păi da, 1 milion de euro nu sunt așa de mulți bani. Și m-a luat tot
TikTok-ul l-a înjurat că ia uite și pe asta are așa de mulți bani că pentru ea 1.000.000 de euro nu sunt așa, de, da, știi? Lumea s-a gândit că tu iei doar pentru tine cum ar veni. Da, oamenii nu înțeleg. Tu te-ai dezvățat, tu deja, dacă eu îți pomenesc ție de o sumă de bani sau zic ceva, tu deja ai în minte tot proiectul și te gândești cum îi împarți. Da. Aia-i pun uite, pentru asta, asta exemplu, e bagă marketing, aici ținute, aici nu știu ce. Eu dacă fac, vreau să fac un studio sau un hub de producție și să invit oameni să lucreze, producători, oameni de studio, să fac proiecte și să investesc în ele, mie 1.000.000 e cam pe acolo, știi? Da, 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 da. Nu e așa, nu sunt așa de mulți bani. Hai să zic proiectul meu până în, până în 2020, că până acolo am cifrele. Cred că până în 2022 produs s-ar putea să zic prostii. O arunc. O să mă duc și acasă și o să verific. Verifici, dar eu din ce știu până în 2022... Punem VIP și lăsăm lumea să-și imagineze. Până în 2022 a produs cam 3 milioane de euro. Da. Eu nu sunt milionară. Normal. Eu nu am case, palate și mașini scumpe. Nu sunt. Eu... Nu sunt, știi? Tu îți mai amintești cum arăta prima ta sufragerie? Că tot mi-ai ridicat la fileu acum? Da. Și vrei să-ți mai zic încă un secret acum, după două. Acela nu era apartamentul meu. Eu stăteam într-un apartament de 35 de metri pătrați. Și am chemat oamenii în sufrageria mea, care era spațioasă, cred că era o sufragerie de 28 sau 30 de metri pătrați, un apartament la Cortina, în zona de nord a Bucureștiului. Era apartament, nici măcar închiriat nu era. Era apartamentul unui prieten care cunoștea un prieten și care s-a gândit că e ok să ne-l dea. Dar eu locuiam în 35 de metri pătrați. Pe Barbu Văcărescu, nu departe de Global Records. Așa că aparențele pot fi înșelătoare și dacă oamenii se gândesc că plătesc pentru un artist 15.000 de euro și se duc banii în buzunarul artistului și îl fac bogat, nu este așa. Banii se duc în toți în buzunarul oamenilor, unor familii care se hrănesc din acest proiect. Absolut. Și în întreținerea proiectului, pentru că o piesă necesită, ca să scoți o piesă necesită, orice piesă necesită investiții. Da. Chiar și una pe care o scoți fără miză. Că trebuie să plătești o producție, că trebuie să plătești un mix, un master, că trebuie să faci un videoclip. Lucrurile astea costă și nu costă puțin. Păi mă gândesc. Ziceai că nu știu ce piesă ai făcut-o, nu știu ce camp din asta. Păi cineva bănuiesc că trebuie să achite distracția la campul ăla. Da. Câți oameni merg într-un astfel de camp? Depinde pentru ce ai făcut campul. Noi am fost... 10. Ne-am fost 10 oameni într-o cabană. Da. Păi numai cabana ne-a costat 6.000 de euro. Pentru 10 zile, 10 oameni. Nu se naște nici muzica asta, costuma cu gol, cum se zice. Da. Mai pui și pastea la socoteală. Nu, păi n-am pus mâncarea. Cabana, chiria cabanei. Chiria cabanei, da. Și... Mai mâncăm, mai facem un foc. Da, trebuie să mănânci. O surpriză. Până și muzicanții trebuie să mănânce și ei din când în când. Da, eu am avut prieteni care în pandemie au suferit grav și am avut prieteni care s-au lăsat de meserie în pandemie pentru că trebuiau să se întrețină. Știu am avut asta, prieteni da. Care au trebuit să plece de la ei din chirie pentru că nu își mai permiteau chiria și dormeau pe canapele la prieteni. Da. Sunetistul meu s-a angajat în pandemie și poate că nu pare atât de grav pentru un ascultător. Uh-huh. A, uite și pe săracul de el s-a angajat. Dar este trist când trebuie să-ți lași job-ul pentru că job-ul tău nu produce nimic. Da. Și să-ți schimbi, cum ar fi tu mâine să-ți schimbi jobul pentru că jobul tău nu mai produce nimic? Eu... N-ar fi tocmai plăcut. Exact. Și, na. Ăsta e motivul pentru care fac mai multe lucruri. Că nu știi niciodată. Eu sunt un băiat, îmi permis să spun, care cred că are în continuare picioarele pe pământ. Și ăsta e motivul pentru care încerc de fiecare dată să nu stau pe o singură alee. Știi? Că dacă Doamne ferește să întâmple, să închide alea, apare la un dacă de fapt era drum de la, cum se cheamă, cu... Bariere? Nu mă, închis. Drum închis. În fine, neimportant. Cred că așa se și spune. Probabil, drum închis. Da. Esența drum este închis, că tot timpul am... Eu impas. Am... poate impas. Că la... Eu zic sigur în Republica Moldova îi zice cumva foarte frumos. Nu știu să zic. Deci sigur e un cuvânt care impas, îl face impas să fie... Impas, impas cred că așa se numește. Îți spun că e sigur. Adică eu mi-aduc aminte când a venit un puș la noi la România au talent și l-a întrebat, nu mai știu cine...
Dar cum ai ajuns tu la România au talent? Că noi eram curioși, domne, te-a adus bunicul, a venit mama, te-a înscris, ai vrut tu, ai cerut acasă, ai intrat pe online și el a zis cu rutiera. Da. E foarte frumos. Și corect, așa e, omul a venit cu rutiera de la Chișinău, înțelegi? Noi evidențez că nu spunem rutieră, noi nu știu cum zicem, autobuzul, rata, microbuz. Habar n-am, microbuzul, da. Pe la țară, la noi, unde am copilărit eu când mergeam la țară, se spunea rată. Da, m-am zis și asta era rutiera. Cu rutiera am venit. De asta zic, că voi sigur aveți și la drumul ăsta închis ceva, în mod cert, îi ziceți cumva într-un fel frumos. Ce voiam să zic, pe scurt, este că, da, e exact așa cum zici tu, e păcat că trebuie să îți schimbi din când în când, să părăsești meseria ta ca să poți să supraviețuiești, cum au fost cazuri nenumărate, din păcate, de-a lungul pandemiei. Și eu spuneam doar că eu de-aia mai fac și de-aia și de-aia și de-aia, că nu știi. E bine să știi, tata, și să montezi video și să scrii și să vorbești, pui și muzică. Nu știi. Doamne ferește, să închidă o alee. Da. Bine, acum eu mă răsfăț. Realitatea este că tu știi foarte bine, Irina, că eu am mai recunoscut asta. Eu toată viața am alergat după muzică. Eu de fapt asta mi-am dorit să fac. Dar eu n-am avut curajul și n-am mai prins trenul. Acum ce să mai fac la vârsta asta? Te invit pe tine aici, mă bucur de fiecare dată când vine cineva și o dăm. De-aia și sunt atât de, cum să zic, deschis la asta cu muzică. De fapt, eu mi-o doresc. Tu ai muzica în tine și asta știu și înainte să te cunosc personal. Și tocmai, cred că de asta îmi place să vin la tine, pentru că atunci când vorbesc despre muzică, tu înțelegi altfel. E posibil. Iar muzica e un subiect sensibil. Este, da. Cel puțin la mine, la noi. Noi pentru asta trăim. Și cea mai cheesy vorbă pe care am auzit-o ever la toate concursurile: muzica e viața mea. Bă, să știi că așa e. Muzica e viața noastră și muzica ne unește. Păi asta e minunat, mă. Într-o lume în care pare că totul din jurul nostru face cumva să ne despartă, mi se pare mare lucru că voi vă concentrați pe ceva ce ne unește. Uh-huh. E cel mai frumos lucru. Nu doar pe noi, ci pe toată lumea. De multe ori am fost întrebată care este poziția mea politică. Și tot timpul am zis că personal cred că un artist n-ar trebui, chiar dacă are o poziție, n-ar trebui să vorbească despre ea, pentru că artiștii ar trebui să unească oamenii, nu să-i dezbine. Frumos. Și atunci când tu anunți, băi, eu sunt de partea asta sau de partea asta, alegi o tabără, te incluzi în tabăra aia și îți iei... Ai pus un zid între tine și o altă exact. Tabără. Exact. Nu, eu cred că oricare ar fi poziția ta politică, tu trebuie să unești taberele și... Na, putem să mai greșim câteodată, că eu personal cunosc oamenii care au ales tabăra greșită din punctele mele de vedere, pentru că aveau niște convingeri, niște valori personale care au fost deturnate pe parcursul timpului. Nu ai cum să ajungi la adevăr, că dacă ar fi așa ușor am ști toți adevărul, știi? Bineînțeles. Dar cred că artiștii ar trebui să unească oamenii care au păreri diferite și tot timpul am încercat să fac treaba asta. Băi, iubiților, eu aș sta cu voi, că la mine, eu de muzică nu mă satur niciodată, deci pot să stau la nesfârșit. Cred că ție ți-am dat peste cap programul complet. Nu, adică, zic și eu acum ca mama Irinei. Ce aveți? Meditații la fizică avea. Da, da, da. De la cât aveai? De la 11? 12? Să știi că se pricepe la fizică foarte bine. Și fizică, chimie? Nu, fizică. Fizică? Chimie, mai puțin. Da? Știi, ești chimie, ești un băiat foarte deștept. Poți să-i pui întrebări, îți răspunde. De fizică? Foarte deștept. Da? Da, sigur. Ți-ai făcut astea când erai mic pentru chitară, tot felul de, nu știu ce, amplificatoare, fuzuri, efecte? A, nu, mai mult pe partea teoretică. Da? Partea practică știu și eu, să bag un LED-con, să lipesc două fire. Ok, dar fizică ce? Da. De ce ți-a căzut ție cu tronca așa? Ți-a plăcut? Ce ți-a plăcut la ea? Mi-a plăcut foarte mult ideea asta, că să studiem cum funcționează universul și cum funcționează toate relațiile dintre particule, ce e scaunul ăsta, de ce cade, de ce se ridică, de ce... Mi-mi place foarte mult să... Când văd ceva ce nu înțeleg, îmi place să mă gândesc la cum ar putea funcționa. Și fizica te ajută să faci asta. Și fizica te ajută pentru că fizica este cel mai de bază nivel de înțelegere pe care îl avem, de la cele mai mici particule la am aruncat mingea și a căzut. Doamne, să te audă și copiii mei, poate să fie și la podcast acum, uite, îmi fac a făcut politehnică. Că... Apropo de asta, că bănuiesc că dacă vrei să închei, mi-ar plăcea să mă folosesc de moment și să zic că ne tot ascultă oamenii și sper că ne ascultă și tinerii, ne văd și ne ascultă. Eu am început să fac școală. Ce să zici? Stai așa că... Așa. Nu, în școală interesele noastre sunt altele. Mi-aduc aminte când eram adolescent și mă duceam la școală pentru socializare, pentru nu știu, școală nu pentru a studia ceva,
Pentru că era cumva de comun acord că ce o să-mi trebuiască mie să învăț teorema lui Thales? Pentru ce am, de ce să știu algebră, că în viață nu o să mă ajute cu nimic, atunci când o să merg la cumpărături, nu o să mă întrebe funcții și nu știu ce. Așa gândeai atunci și astăzi? Da, și astăzi sunt de părerea că un elev ar trebui să se folosească 100% de această șansă și de acest timp care îi se dă pentru a studia, pentru că ajungi la un moment dat în viață, pe la 30 de ani, 27-35 de ani, când îți dai seama că ce ai învățat la școală îți poate folosi ca să te integrezi în niște cercuri de oameni deștepți, pe care îi admiri, dar nu poți, pentru că nu știi în ce an a început al primul război mondial și de ce a început, și atunci încep să studiezi. Doar că nu ai timp. De ce? Pentru că trebuie să plătești facturi, trebuie să te ocupi de copii, trebuie să te ocupi de proiect, de nu știu ce. Și m-am trezit la 30 de ani că stăteam cu cartea de fizică și de istorie sub pat și le alternam, pentru că mi-am dat seama că îmi place foarte mult să învăț. Istoria și fizica. Fizica odată ca să înțeleg cum funcționează universul nostru, da. Și istoria pentru că nu poți să ai o, apropo de istorie, nu poți să ai istoria o opinie. Oricum repeți și greșelile. Dar măcar să știi când o faci. Da, și să poți să-ți construiești o opinie pe marginea tuturor lucrurilor care se întâmplă. Nu ai cum să știi de ce sunt atâtea războaie și care sunt originea lor. Da, de ce ăla nu se înțelege cu ăla care, da. Exact. Și ca să ai opinie, trebuie să știi istorie, trebuie să ai un background. Și franceză, pentru că mi-a plăcut franceza dintotdeauna. Ți-a plăcut dintotdeauna? Da, și am învățat franceză. Și uite, eu am avut în școală, am avut ore de franceză, dar ce crezi, că a stat cineva să învețe franceză în școală? Nu, dacă pentru că aveam... Dacă zicea ține, atunci aveți mă, Irinu, ca o să întâlnești un crai la un moment dat cu care doar așa o să poți să vibrezi puțin cu el... Și să știi că am învățat franceză, am plătit pentru meditații, cursuri la franceză în pandemie, cu profesor care venea acasă și am învățat franceza fluent. Știu, am văzut, te-am văzut cum vorbești. Când puteam să învăț la școală. Cine are cântece în limba franceză astăzi? Da, dar uite, puteam să învăț la școală. Și asta zic tuturor copiilor cu care mă întâlnesc, cu orice ar fi, că vrei să te faci astronaut, balerină sau măturător de stradă, învață la școală, pentru că ăsta este singurul timp pe care l-ai la dispoziție să faci asta. Doar asta, nu ai alte responsabilități. Doar să înveți. Așa că nu pentru note, ci pentru cultura ta generală și pentru ca să fii un om, un cetățean, nu ajută-mă, nu model, dar să fii, nu știu, să fii un om de treabă în societate. Da. Învață la școală. Învață. Și vezi, mă, acum cât e timp. Ea insistă că ea n-are abilități de comunicare și că ea atunci când trebuie să spună ceva, trebuie să scrie un cântec. M-am învățat și eu câte ceva... Scrie un cântec despre tot ce mi-ai spus mie acum, dacă poți. Fix acum nu. Păi fix acum nu. N-am talentul ăsta, dar... Ia. Noi stăm sub nori, ne apărăm de soare. Noi ne certăm copiii care plâng atunci când doare. Intelectual din canapea, simplu nu văd mai departe de părerea mea, dreptatea mea. Vreau bani și casă, căldură în parduseală, că de-aia nu dorm și slăbesc de oboseală. Și am părea superficial, dar când dăm cărțile pe față, noi căutăm doar pace, noi căutăm siguranță. Tot ce căutăm în viață e doar speranță. 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 Timpul fură visele, somnul fură nopțile, ne trec tinerețile și-aș cânta, dar nu am cui. Fiecare cu ale lui, scurtă-i viața omului. Ia ca este, ia ca noi. Timpul fură visele, somnul fură nopțile, ne trec tinerețile și-aș cânta, dar nu am cui. Fiecare cu ale lui, scurtă-i viața omului. Ia ca este, ia ca noi. Mă, ce frumusețe și ce golan ăsta cu acordurile alea. Aoleo, am stat cu ochii pe el de la început și până la sfârșit. Da, băi, mulțumesc din suflet că ne-a reunit astăzi. Vrei să cântăm ceva? Păi am cântat, gata. Cu tine. A, să cânti ceva cu mine? Hai să cântăm la, uite, în gama asta eu zic să cântăm. Ia, ce ton e ăsta? Hai, noroc. Ia vezi, pe ce ton are. Chiar era, sunt curios. El e mai clar.
Aia mai jos. Încă o dată, încă o dată. La mine mai sus. La tine mai jos. Do. Eu sunt mai sus un pic. Do minor. Zici? Da. Ia, mă. Bine, am încredere în el. Mai sus. Mai sus. Al meu e do minor. Ia, da. Ăla e. Ăla e. Ăla e. Da. Ce era? Da, 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 da. Dance with me, make me sway. Aveam și niște de-astea de percuție, da? Na, na, na. All the dancers may be on the floor. Na, 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 only see only you. Only you have the magic technique. When we sway, I go weak. I can feel another violin long before it begins. Only you can make me turn on out. Sway with me, sway me now. Foarte drăguț. Era vorba să cânte el. Da, știu, și doar ne-am ținut percuția. Da, 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 păi aici e zona mea de... pe care o stăpânesc mai bine. Mulțumim din suflet celor care ne-au urmărit până la ora asta. Ați avut răbdare cu noi. E, nu se pune problema. Le dorim să se bucure de viață și mai ales de concerte. Concertele încep de săptămâna chiar acum, imediat. Joia viitoare. Azi e sâmbătă, da. De joi, da. De joi plecăm. Și orașele, încă o dată să le reamintim? Mergem în Arad, Timișoara. Cluj mai întâi, Cluj, Timișoara. Deci, Cluj, Timișoara, Arad, Galați. Nu, Craiova. Craiova. Galați, Iași, Bacău. Galați, Constanța. Constanța. Cred că asta e ordinea. Capul meu. Să vă dea Dumnezeu sănătate. Să vă întoarce sănătoși și veseli din turneul ăsta. Vesel precis. Iar eu îți promit că imediat îți dau feedback să vezi. Dar eu o să fie exact așa cum îți zic eu. Văd Sper. Mâinile pe sus. Du, mă dorule, colo lângă izvor. Du, 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 mă dorule, tu. Să beau apă, să nu mă usuc de dor. Du, 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 mă dorule, tu. Și-apoi după ce destul ai fi băut. Du, 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 mă dorule, tu. Uită-mă de parcă nici nu m-ai știut. Du, 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 mă dorule, tu. Du, da, du, da, du, da, du, da, du, da, da. Du, 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 da, du, du, da, da. Du, da, du, da, du, da, du, da, du, da, da. Du, 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 da, du, du, da, da. Du, da, du, da, du, da, du, da, du, da, da. Du, 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 da, du, du, da, da. Du, da, du, da, du, da, du, da, du, da, da. Du, 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 da, du, du, da, da.